Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Sunt domnul Puzzle sau pe nume adevărat Cristian Leana și astăzi vom continua cu partea a doua din cea mai simplă metodă de rezolvare a cubului Rubik. În pasul anterior am rezolvat plusul de pe fața galbenă, iar acum vom continua cu colțurile. Aceasta este pasul al doilea, partea a doua. În primul rând, ne uităm în stratul de sus și căutăm colțuri care conțin culoarea galbenă. La fel ca pe stratul de jos. Să ne uităm pe stratul de sus. Acesta nu, acesta nu, acesta nu. Uitați aici. Avem un colț cu ce conține culoarea galbenă. Acum, căutăm locul unde se duce acest colț. Acest colț este format din galben, albastru și roșu. Așa că ne uităm pe cub, căutăm mai întâi centru roșu, centru albastru și el o să vină aici. Pentru că aici este galben, roșu și albastru. Deci, rotim colțul, fiind în stratul de sus, rotim deasupra locului unde dorim să-l introducem. Așa. Iar acum aplicăm următoarele mutări. Sunt doar două mutări, de fapt patru, dar practic sunt doar două. Ducem colțul deasupra locului unde dorim să-l introducem și aplicăm dreapta în sus, sus spre dreapta. Iar acum dăm înapoi pe dreapta, dăm înapoi și sus. Observăm că colțul a fost introdus cu succes aici. Facem aceste patru mutări de obicei până ce colțul o să fie introdus. De obicei nu, se, nu o să reușiți din prima, să fie, nu, nu, o să, meargă din prima să fie introdus aici. Dar dumneavoastră o să faceți aceste patru mutări până când colțul o să fie introdus corect aici. Dacă n-a fost introdus corect din primele patru, mai faceți o dată și încă o dată, maxim cam de vreo 5 ori cred că trebuie să aplicați aceste patru mutări. Ok, acum ne uităm iar în stratul de sus. Căutăm iar colț ce conține galben. Uitați aici. Avem galben roșu și verde. Ne uităm unde se duce, unde trebuie introdus. Centru roșu, centru verde, deci aici. Între centru roșu, verde și galben. Luăm colțul de aici, îl rotim deasupra locului unde dorim să-l introducem și la fel. Aplicăm cele două mutări și apoi inversul lor. Practic patru. Deci dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta înapoi, sus spre stânga. Bun, și aici a mers de prima dată. Colțul este introdus corect. Roșu e lipit de roșu, verde de verde, galben de galben. Acum ne uităm iar în stratul de sus. Căutăm un colț ce conține galben. Și-l avem chiar aici, în fața noastră. Galben, albastru, portocaliu. Ne uităm pe cub unde trebuie introdus. Prima dată centru galben, iar apoi centru cu albastru. Acesta e verde, albastru. Deci, între astea două, în jos portocaliu, albastru și galben. Luăm colțul de aici, îl rotim deasupra locului unde dorim să-l introducem, adică jos, și aplicăm cele patru mutări. Dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta înapoi, sus înapoi. Ne uităm. Este corect? Nu este corect. Galbenul e într-o parte. Încă o dată. Dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta înapoi, sus, sus înapoi. Cred că am spus bine, dar înțelegeți. Cele patru mutări. Este corect? Nu este corect. Este alt colț aici. Colțul a rămas sus. Încă o dată. Aplicăm a treia oară. Dreapta sus. Sus spre dreapta. Dreapta înapoi. Și sus înapoi. E corect? Da, e corect. Deci, de trei ori am trebuit să aplicăm această, acest, aceste patru mutări. Acum, luăm următorul colț care, este, care conține galben și este în stratul de sus. Acesta conține galben și este în stratul de sus. Ne uităm. Verde, portocaliu și galben. Unde trebuie să se ducă acesta? Între portocaliu, verde și galben. Aici. Rotim colțul deasupra, locul unde dorim să-l introducem. Și aplicăm cele patru mutări până, până ce colțul este așezat corect. Aplicăm odată. Dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta înapoi, sus înapoi. Și observăm colțul este introdus corect din prima. Acum ați rezolvat crucea sau plusul și primul strat, cel cu colțul. Observați că acest strat este rezolvat. Are uh, primul strat este corect rezolvat, toate culorile se se potrivesc. Așa. Haideți să mai uh, să mai luăm o dată un exemplu ca să vedeți cum funcționează. Amestec cubul. Rezolv. O să rezolv eu crucea mai repede așa, și acum o să începem cu pasul al doilea plusul este făcut și o să începem așa, ne uităm în stratul de sus haideți să iau un alt exemplu care se întâmplă mai rar, dar se întâmplă de situația în care sus nu aveți niciun colț galben aceasta este o situație particulară, dar se întâmplă și aceasta dar ca, să, ca să nu vă speriați în caz că o să vă loveți de această situație Observăm că în stratul de sus nu este niciun colț galben, care are o, o, o parte galbenă. În acest caz, aplicăm algoritmul pentru un colț oarecare, îl aplicăm pentru acesta. Știm că dacă aplicăm algoritmul, colțul acesta o să intre în jos, iar acesta cu galben, care este jos, o să intre în stratul de sus. Aplicăm o dată: dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta înapoi și sus înapoi. Observăm colțul s-a dus aici și a luat locul colțului acestuia, care, acestuia care conține galben, ceea ce e exact ce ne trebuia nouă. Acum putem să începem căutarea noastră. Deci, luăm acest colț, ne uităm unde trebuie să se ducă, are ro -ă, galben, roșu și albastru. Centru roșu, centru albastru și galben. Este fix deasupra locului unde trebuie. Perfect. Este aici, aplicăm cele patru mutări. Dreapta sus, sus dreapta, dreapta înapoi sus, sus uh, spre stânga, bănuiesc. Dar da, sus înapoi, oricum. Cele patru mutări. Colțul este corect? Nu este corect, nu se potrivește între cele trei uh, piese. Încă o dată, dreapta sus, sus înapoi, uh, sus spre dreapta, dreapta înapoi, sus înapoi. Este corect? Nu, este sus. Ok, încă o dată, a treia oară. Dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta înapoi, sus înapoi. Acum este corect? Da, este corect ne oprim, nu mai facem niciun algoritm. Acum ne mutăm la următorul, căutăm alt colț cu galben sus. Observăm că din nou nu avem niciun colț cu galben sus. Așa că luăm următorul loc unde trebuie să băgăm. Aici deja am introdus colțul corect. Așa că luăm următorul loc. Avem, vedem aici că este un colț cu galben. Ca să-l aducem în stratul de sus, aplicăm algoritmul pe care îl știm și colțul va fi mutat în stratul de sus. Dreapta, sus, sus în dreapta. Dreapta înapoi, sus înapoi. Observăm colțul este în stratul de sus. Acum putem să-l rotim deasupra locului unde trebuie introdus. Are verde, roșu, verde-roșu și galben. Căutăm centru roșu, acesta, și centru verde. Acesta e albastru, roșu, verde. Deci între acestea două, în jos, aici. El este, el este tom aici, îl rotim deasupra locului unde trebuie introdus, aici, și aplicăm algoritmul. O dată, dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta jos, sus înapoi. Este corect? Nu este corect. Încă o dată, dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta înapoi, sus înapoi. Este corect? Nu, este cu totul al Ok, am aplicat de două ori. Nu faceți griji. Dacă ați aplicat, trebuie să aplicați maxim de 5 ori. Deci, dacă nu s-a rezolvat până în 5 ori, atunci aici ceva greșit. Dar până atunci e ok. Ok, am aplicat de două ori. Nu e rezolvat aici. Nu e corect. Încă o dată. Dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta jos, sus înapoi. Este corect? Nu, încă este greșit. Am aplicat a treia oară. A patra oară. Sus, dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta înapoi, sus înapoi. Este corect? Nu este nici acum corect. Este al aici. Observați că nu este corect. Am aplicat de patru ori a cincea oară trebuie să meargă. Dacă nu am mers de patru ori, sigur a cincea oară trebuie să meargă. Altfel, altfel înseamnă că să, ceva ați făcut greșit. Ok, a cincea oară trebuie să meargă. Dreapta sus, sus spre dreapta. Dreapta jos, sus înapoi. Perfect. Colțul este corect. Acum, iar ne uităm în stratul de sus. Avem vreun colț care conține galben? Uitați, este fix aici. <coughs> mă scuzați. Acum, luăm colțul acesta, ne uităm. Are verde, portocaliu și galben. Căutăm. Centru verde este în față, centru portocaliu nu aici. Deci, între acestea două, în jos, aici o să vină. El este tocmai aici, în spate, așa că o să-l rotim deasupra locului unde trebuie introdus. Așa. Și acum aplicăm algoritmul. Odată. Dreapta sus, sus pe dreapta, dreapta înapoi, sus înapoi. S-a rezolvat? Nu s-a rezolvat. Mai aplicăm încă o dată cele două mutări practic și apoi le dăm înapoi. Dar în, în sens în, în ordine invers. Deci am aplicat odată. Cel, acel set de mutări. N-a mers. Încă o dată. Dreapta sus sus spre dreapta. Dreapta înapoi. Sus înapoi. E corect aici? Nu e corect. Încă o dată. A treia oară. Dreapta sus sus spre dreapta. Dreapta înapoi. Sus înapoi. E corect? Nu este nici acum corect. A patra oară. Dreapta sus Sus spre dreapta, dreapta înapoi, sus înapoi. E corect? Nu. A cincea oară sigur o să meargă. Maxim de 5 ori. Și, uh, și trebuie să meargă. Până în 5 ori trebuie să meargă. Ori din prima ordine a treia oară, ordine a cincea oară. Acum, a cincea oară. Dreapta sus, sus spre dreapta. Dreapta înapoi, sus înapoi. Și observăm colțul a fost așezat corect în această poziție. Acum, ne uităm în stratul de sus. Căutăm colț cu galben. Observăm aici colțul cu galben. Perfect. Ne căutăm unde trebuie introdus. Are albastru portocaliu și galben. Centru portocaliu și albastru nu, este în partea aceasta albastru, deci între acestea două, iar galbenul în jos. O să fie, deci colțul o să vină aici. Am poziția asta albastru, portocaliu galben. Colțul de aici îl aducem deasupra locului unde trebuie introdus. Rotim stratul de sus. Perfect. Iar acum aplicăm algoritm Sau nu este tocmai algoritm pentru că nu ați învățat niciun algoritm, doar sunt niște mutări pe care le, le învățați intuitiv, nu sunt foarte complicate. Deci, aplicăm cele patru mutări. Prima dată, dreapta sus, sus spre dreapta, dreapta jos, sus înapoi. Este corect? Nu este corect. A doua oară. A doua oară sigur nu o să meargă, deci ori prima, ori a treia, ori a cincea oară. Dar nu e treaba, nu e treaba să țineți cont de treaba asta. Faceți mutările și vă uitați de fiecare dată. S-a rezolvat? Dacă s-a rezolvat, ok, treceți la următorul. Dacă nu, mai aplicați încă o dată. Deci am aplicat o dată cele, cele patru mutări. Încă o dată. Dreapta sus, sus spre dreapta. Dreapta jos, sus înapoi. Este corect aici? Nu este corect. Încă o dată. Dreapta sus, sus spre dreapta. Dreapta jos, sus înapoi. Și observăm că acum am avut succes. Și al patrulea colț, toate cele patru colțuri, toate cele patru colțuri au fost așezate corect. Avem și crucea și am terminat cel de-al doilea pas din rezolvarea cubului Rubik. Mulțumesc pentru vizionare și să aveți o zi frumoasă. La revedere.